Azi nici n-am vrut să vin bune și am nici nabic, n-am vrut să vin pentru chestiile astea. Păi dacă îți place de mine, logică te-am rupt. Da, mă uit la mine cum sufăr, m-am îmbrăcat în negru, că ai murit. Păi, să vorbească mie așa, toate... Bă, ia te plângi puțin. Toate săgețile. Hai, săgeat-o. Mi-a spus că o dus trebuie doar să o țină caldă până vine acolo și o iau. Voi nu mai sunteți împreună? Nu. Nu, se pare că nu. Nu. Dacă tu te aștepți să vină Duțu spre tine, să te cucerească, da, să te tăvălească... Dar nu se va ajunge până acolo. Nu, e mult spus. Păi până vine Duțu... Ție se pare normal ce-ți face, sincer? Ți pare normal? Nu, și atunci ce stai să plângi? Nu nimeni de mine, înțelegi? Vă rog, vorbiți cu băieții să mă voteze să plec acasă. Nu plec. Că nu-mi place de nimeni altcineva și nu o să stau aici să mă milogez de nimeni. Mai încerca ceva. Ana, dacă tu îi lași cale liberă. Ce cale liberă să-i lasă? Tu i-ai lăsat cale liberă. Dar oricum nu te-a plăcut el. De unde știi, mă, tu, hai, Georgiana? Hai, mă, Delina, că se vede, ăsta e adevărul. Tot ce a făcut a fost doar ca să se găsește bine, cineva. Bine, mă, că nu e adevărat, Georgiana, dacă nu știi... Atunci ce vrei, nu știi? Păi îmi dau cu părerea, nu că știu sau nu, Alina. Nu mai spune nimic, că nu e adevărat. Bine că știi tu tot timpul adevărul la orice. Ești cea mai deșteaptă de aici, știi tot. Parcă m-aș duce până în spate. Stai, mă, fată. Te întorci înapoi, știi cu mine dincolo. Nu stai aici, dispari! Codus, nu! Mergi dincolo, nu mă interesează! Iau, hai! Mă duc afară, mă duc afară! Nu! 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 Mergi cu mine dincolo, oricum o să mă trimite pe mine! Mergi dincolo! Codus, mă promesc! Ești pe bune! Mă duc ești dincolo! Păi fă ce stai cu mine, hai! Fă ce simți! Hai, oricum o să mă trimită camera dincolo! Păi, dar Codus, fă ce simți! Nu, nu pleci aici! Nu, uite, duc afară! Nu! Ai fost folosit. Bun, mă pun aici, mă pun aici și nu fac nimic. Te duci dincolo și fii cu mine, oricum o să mă trimită camera dincolo. Ia-mă de mână. Hai! Băi! Hai, Codrus, nu glumesc pe bune! Crezi că vorbești, nu știu cu cine crezi că stai aici, dar nu sunt Adelina. Bine, hai! Vino cu mine. Mai aveți o șansă să mă salutați. Plec și nu mai vin, Codruț, plec și nu mai vin înapoi. Ce ai? Deci fii atentă, că sunt nervoasă, rău și supărată și dezamăgită și vreau să te... Nu am vrut să vin. Codruț, aici. Nu stai aici, afară. Nu stai aici. Vreau să ies aici afară. O să stai cu mine. Până plec, până mă trimite dincolo și cum mă trimite dincolo, vii cu mine. Din cauza ta mai vorbește nici Andrei cu mine. Nu-i divă... Băi, pe bune. Mă puneți într-o situație. Codruț, pe bune. Deci dacă stai aici, eu acum îmi fac bagajele și am plecat acasă. Vezi că nu glumesc deloc. Mă puneți într-o situație. Hai! Nu mai tragi de mine, mă duc afară. Lăsați. Mă duc aici afară și lăsați. Deci Codruț, îmi fac bagajele și plec, Codruț, pe cuvântul meu. Și puteți să faceți ce vreți. Da, m-a trimis camera cu niște Andrei. Emisiune ești. Serios sau? Nu te vrea, frate, nu te vrea. Codruț! Nu te vrea, acceptă. Asta nu acceptă că nu o vrea nimeni. Nu acceptă că nu o vrea nimeni, frate. Ce e așa de greu să accepți că nu ești vrut? Ea a fost în stare de șoc și acum s-a prins. Ea de două zile în stare de șoc și acum s-a prins. Și acum vrea să rupă asta. Vreau să Dar nu mai pronunțați numele. Ești direct cu fostul. Ce să fac? Ce? Nu mai e. Dar tu ce faci? Radu. Ce faci, Radu? Pentru tine a fost mai nervoasă femeia. Radu. Femeia pentru tine a suferit mai mult. Radu. Vomit. Pare rău. Radu. Oare ce fac acești doi îndrăgostiți? Ce? Sunt tare curioasă. Nu merge înăuntru și dacă intri înăuntru, vin casa mea cu mine. Nu! Nu! Nu intri! Nu! A zis și mie. Și dacă intru înăuntru, merge cu mine în casa băieților. Altfel eu plec acasă în momentul ăsta. Nu! Mergi dincolo. Mergi dincolo cu mine. Unde dincolo?
Melissa, pe bun, Leila. Păi stau, 5 minute stau afară și după mă duc în aur. 5 minute. Ia. Wow, încă un material la actuală. Haideți să mai încercăm încă o fisă. Lasă-mă. Nu te las. Lasă. Of, lasă-l tu în pace. Pare frumos ce faci, așa-i? Nu mai fa așa. Serios. Păi nu vezi, nu mă lasă, m-am dus și în spate. Păi da, stai. Da, chiar e... Ori joci teatru, ori... Da, nu dai bine deloc, că pare că e... Mă, dacă e real, tu ești... Păi și în spate, nu... Da. N-ai cum să te întâlnesc. Tu n-ai, frate, nicio vină, dar el... Păi... Lasă-mă. Nu. Ies afară. Nu ești mă jur, aici. Stai să fii aici, dar nu mă interesează. Stau și aici. Mă enervează. Da. Lasă-mă că ești... Totul m-am pinci. Băi, lasă-mă. Ce pot să faci să plec? Codruțu. Lasă-mă, dr... Lasă-mă, dr... Codruțu. Cred că e rușine să fac anumite lucruri, dar pare fake, jur. Păi unde să mă duc înăuntru? Stau într-un colț. Băi, lasă-mă, lasă-mă. Nu stai lângă aia. Mă duc în casa băieților. Nu. Yes, with me. Păi... Haide, Codruț. Pe bune. Haide, Codruț. Dacă te pui lângă aia, Codruț, fac tot. Băi, dar nu mă lasă. Nu te lasă. Nu mă lasă, pe bune, mă jur, mă duc afară, mă trebuie. Nu mă te... Băi, mă jur, de ce te știu? Nu te vrea, lăsați-mă afară. Du-te prin spate la tine. Foarte bine, se ducă la prin spate la ea. Păi, dar nu fac nimic, dar las. Deci, eu jur. Ce? Du-te, du-te la tine, Codruț. Bun, aici stăm. Mă duc în casa băieților. Băi, frate, lăsați-mă în pace. Tine. Dar nu te lasă, frate, nu-l lasă. Mai eu am încercat. Nu o să stau să mă... Aici stau. Ești că ești, ți-ai luat bodyguard. Nu stai lângă aia. Doamne, ferește. Deci vedeți și voi, am ieșit de 5 ori afară. Mă duc înăuntru. Exteriorizează-te, omule, dacă ai ceva. Dar tu de ce nu spui negru pe alb? Dar i-am spus pe Ana și pe el niciodată. Sunteți în păișul lui. I-am spus că-mi bai. I-am zis că-mi bai. Spune-i din nou. Asumă-ți și spune-i în față. Băi, nu te vreau. O să mă duc afară și să mă lăsați? Nu. Dar spune-i, mă, că pari pare, pare bine. Păi i-am spus, i-am spus. De ce îl ține aici cu forța? Cum să spui că îți dai nu nu ție rușine? Ca să crezi. Care eu tot timpul schimbam subiectele și vorbeam despre altceva și tu spui păi că îți dai emisiune. Și stau și plâng prin spate ca o proastă și tu zici că eu îți dai emisiune când se închid camerele pe cuvântul meu. Stau și plâng acasă ca o fraieră și tu pe doar îmi... Te rog, nu te rog, nu te rog. Mă duc afară. Te duci afară, nu te duci. Bine, bine, aici stau. Deci nu mai stai aici, că mă trimit înăuntru dacă stai în ușă. Aici stau. Deci poți să ziceți ce vreți, puteți zice că sunt fake, puteți zice că e teatru, puteți zice ce vreți voi. Ești prea calm. Pare că te ții după ea da, și părinte. Da, bine. Sunteți amândoi doi falși. Puteți asta să-mi ziceți ce vreți. Iese. Nici nu vreau să ziceți. Când vorbeai bine. Despre Radu. Bine. Da, 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 exact. Sunt moartă după Radu, nu. Ce? Codruț, dar ce ai? Putem merge? Păi, dar fii asumat și zi. Vorbiți-vă, subiectele voastre. Dacă e așa. Da. Dar eu nu înțeleg unde e de fapt problema. Și de ce ai vrut-o dacă nu mai vrut? I-am zis și la Bahia, mai zic de 70.000 de ori. Steți în stare să purtați o conversație, ca doi oameni normali. Poți vorbești tu calm și normal? Spune-mi în față că nu mai vrei nimic și că te-ai săturat și eu. Nu te mai vreau. Bun. Ok. Bun, bun. Ai înțeles? Bun, am înțeles. Dar ce s-a întâmplat? Ce cu tine? Așa, pur și simplu. Păi spune. Să rămână cu emisiunea, să în fine. Am zis? Că așa au zis? Tu, acum două zile mă crizam aici că vreau să vorbesc cu tine și tu stăteai pe ecran și vorbeai cu Radu și cu Adelina și tot eu sunt emisiunea. Și când te-a dat pe cadru, fugeai acolo după cadru, după pentru Radu. Pentru că am crezut că spune ceva despre tine da, și am vrut să-ți iau apărare. Las-o așa, las-o așa. Uite-o las-o mă, cum tremă, măi. Codruț, mă dezamăgești. Nu trimite și fată dincolo. Dacă mă trimite, vii cu mine. Cât stau eu da, mă, în casa asta până la sfârșitul eu săptămânii, eu tu vii cu mine aici. Nu, altfel nu plec dincolo. Da, mă, da, da. Ok, bun. Ok, îmi las așa. Bun. De ce ai mai menci pe mine? Mă lași, mă lași, mă lași, te rog. De ce mi-ai dat speranțe? De ce mi-ai dat speranțe? Băi, ies afară. Mă lași sau ies afară? Mă lași sau ies afară? Ana, am doar o rugăminte la tine. Aici stau. Ana, stau, ies afară. Codruț! Mă lași. Codruț! Am doar o rugăminte la Ana, atât.
să nu mai dai exemplu Radu și Adelina. Atât am avut de zis. Cine a zis de Radu și Adelina? Ana, de două ori. Doamne, ferește. Când vorbea cu tine. Tu ce ai? Georgiana. Ce ai? Deschizi ușa de aici, de la... Radu! Nu, nu! Bă, dar lasă-mă, bă! Nu, nimic, lasă-mă, nu! Vreau să ies afară din cauza ta, mă, porcăria asta. Îmi ies prea bagajul. Afară! Codruț, vorbești cu mine. Dă, Georgiana, cheia, te rog. Băi... Ar fi... Da, mersi. Dar da, ce, și frate, tu cu... du-te după el. Eu când cer voi la cameră, n-am voie niciodată, când... apare conexiune. Și nu vine să crezi ce mi se întâmplă, pe cuvântul meu. Pa, Codruț, te mai așteptăm pe la noi. Lăsați-l singur în pace. Să știi că e și naba aici în casă, dacă n-ai văzut. Hai că e prea lasă. Da, și după aia zice să ne arătăm sentimentele aici și să ne... E și naba aici, Codruț, e aici. Ai văzut-o? Codruț, stai și-ți rezolvi situația. Serios, aia fuge după tine? A, pe asta n-o bagi în seamă, ești cu cap, nu ce ai? Cu voi, cu băieții ăștia din casă? Bă, aia aveți probleme psihice și după aia veniți aici. Sunteți puși într-o situație mereu și nu știți să o rezolvați. Zici că a venit aici, din cap, nu știu, trage... Mai aproape aici. Nu mai stau, nu mai stau. Deci poți să faci ce vrei, bea ce vrei, bea tu. Mi-au bagajele și am plecat. Deci nu stau, pe bune, deci mi se pare ireal ce mi se întâmplă aici. Tocmai cu asta, care... Nu ai pe unde să de... Am umblat ușa, nu mă lasă să rescui ușa. Știu, dar nu vreau. Nu. Nu vrei să-ți rezolvi situația? Nu, acum mai încolo. Stai, da, aici stau la ușă până am lăsat și deschide. Muta la nu, că muta. Asta ordine la mama, deci mi se face rău, pe bune. Deci nu mai văd. Păi vrea să fie. Că eu când de închid ochii, eu nu mai văd. Mama mea, eu când închid ochii, nu mai văd. Codruț, liniștește-te, repezi de 100 de ori, că nu o vrei, deci, că situația între voi... Deci așa de zamăgită n-am fost în viața mea, să știi. Deci ce mi-ai făcut tu? N-am pățit toată viața mea. Sincer. Doamne. Poate să mă trimit la băieți? E singura dată când m-a trimis. Băi, am zis, măi, am zis. Vrei să mai vrei să spune? Băi, vreau să rămân cu tine, pe tine te plac. Nu mai pot! Vai! Fetele, dar pe bune, voi sunteți buni, ce aveți? Ăsta leșină de... Bă, dar e un teatru ieftin între voi aici. Râdeți de ea. Mă, ea chiar suferă. Nu mai râdi! E deschisă măcar ușa aia. Dar poți să stai și singură în grădină, că nu te mănâncă nimeni. Georgiana, am deschis, te rog, nu mai fă mută. Nu înțelegeți nimic, Ana, nimic nu înțelegeți. Ce faceți voi aici? Ce teatru jucați? Păi fii asumat! Eu că vii în față, nu mai fugi, tu fugi! Ba, hai! Ba, nu mi-ai milă de nimic! Nu mai... Ana, nu stai! Lasă-mă în pace, nu mai vreau să plec acasă! Nu, așa. Ana, ești puternică. Du-te după ea. Nu fi laș. Bă, da, pe bune, bă, nu fiți animale. Până la urmă plânge. Du-te, Codruț, odată că mă enervezi. Pe bune, credeți-mă. Da, du-te odată până sus, că nu mor. Orgoliu. Dar voi sunteți prietene! Du-te! Du-te tu, asta, care Codruț, la care... Măcar ca pentru că a fost lângă tine ăștia, să nu știu pe ăștia, că nu vrea până. Păi el nu vrea și vezi la ea! Păi, jur! Păi, liniște! Să se ducă cine nu pasă pe loc, așa vei tu! Nu, frate, cine nu simte, frate! Păi, dar ea nu mă vorbește! Dar i-a zis, femeii de ieri! Ce i-a zis? Dar nu! O vrea! Bă, gata mă, ce atâta dram? Bă, dar tu te bagi cu cineva de emisiune și e atât de disperată de emisiune că o să facă lucrurile astea. Asta e în stare să fie și cu Nicușor. Cum a gata să-ți lea? Ce, uite, acum nu știu că era în stare să facă. Bă, dar da, ea dramatizează acum. Camera roșie n-a dramatizat, dar n-a dramatizat. Dramatizează acum. Ce s-a dat? Deschide. Hai, hai, să plec în casa băieților. Nu mai vreau, nu mai vreau. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.